liderul PLDM Vlad Filat a scris pe o rețea de socializare despre reținerea de CNA a rudelor sale Ion și Vladimir Rusu că nu vrea să dea calificări acestor acțiuni. Înțeleg contextul în care este făcută, la fel cum o înțeleg și mulți alții, de ce anume acum când formarea noii alianțe este pe ultima sută de metri. Indiferent de aceste acțiuni, Moldova va avea o alianță pro-europeană bazată pe principii de corectitudine și cu un obiectiv clar de reformare a justiției, cu implicare europeană directă. Sunt sigur că Ion și Vladimir Rusu împreună cu colegilor își vor demonstra nevinovăția. Voi depune toate eforturile ca cetățenii să afle despre adevăratele delapidări din sistemul bancar, a scris Vlad Filat. Miercuri, procurorii CNA au declarat că au fost reținute 4 persoane într-un dosar de spălare de bani, care are tangență inclusiv cu delapidările de la BEM. Printre cei reținuți sunt și rudele liderului PLDM. Și fostul premier Ion Sturza a postat un mesaj pe internet în care scrie că, deși nu intenționează să se amestece în actul de justiție din Republica Moldova, totuși reținerea unor rude apropiate ale unor politicieni în pline negocieri este o formă fără de precedent de intimidare psihică. Justițiarii nu trebuie să facă politică. Expertul Nicolae Chirtoacă este de părerea că liderii PLDM, PDM și PL se află în căutarea unui prim-ministru marionetă. Ei sunt în căutarea unui nou gaburici, ei caută un premier de buzunar care să le execute ordinele, care să poată fi dirijat cu ușurință din umbră, care să depună fără să crâcnească semnătura pe orice document, cum s-a procedat în cazul BEM, a spus Chirtoacă. Acesta mai adăugat că cei trei lideri ascund anumite lucruri în acest proces de negocieri și nu este exclus faptul că pregătesc ceva. Cât despre reținerea rudelor lui Vlad Filat, expertul a precizat că acesta este un semnal clar de la Vladimir Plahotniuc că nu-l vrea premier din nou pe Filat. Inconsistența și corupția clasei politice de la Chișinău a făcut ca Republica Moldova să fie o mare decepție pentru partenerii europeni. Și dacă inițial Uniunea Europeană a văzut în liderii de la Chișinău aspirații europene, acum partenerii Republicii Moldova au înțeles că aceștia nu sunt decât niște oligarhi obișnuiți implicați în scheme de corupție. Declarația a fost făcută într-un interviu de analistul Stefan Meister, șef de program în cadrul Asociației Germane pentru Politică Externă, specializat pe Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Rusia. Expertul de la Berlin a mai adăugat că starea de spirit care domină în capitalele europene în raport cu țara noastră este cea de decepție și frustrare. Șeful statului Nicolae Timofti efectuează astăzi o vizită în Belarus la invitația omologului său Alexander Lukashenko. Discuțiile dintre cei doi oficiali vor viza relațiile economice bilaterale, dar vor fi semnate și mai multe documente privind cooperarea moldo-belaruse în mai multe domenii. Tot astăzi demnitarii vor susține o conferință de presă comună. A început sesiunea suplimentară la BAC, la aceasta înscriindu-se peste 7.000 de elevi care vor susține probele în 17 centre, dintre care 10 în capitală. Astăzi va fi organizat examenul la limbă și literatură română pentru alolingvi. Ultimul examen din sesiunea suplimentară va fi cel la limba maternă pentru elevii ucraineni, găgăuzi și bulgari și va fi organizat pe 23 iulie. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie. De anul viitor vor demara lucrările de izolare termică a clădirilor din capitală, iar pentru blocurile de locuit, contribuția unei familii va fi de circa 400 de euro. În total, prima tranșă prevede suma de 20 de milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru izolare a 100 de clădiri, prioritatea având grădinițele, spitalele și școlile. Creditul este oferit de BERD și BEI. Parlamentul de la Atena a aprobat, după dezbateri tensionate, principalele condiții economice stabilite de guvernul Alexis Tsipras cu liderii Eurogrupului. Pentru aceste condiții au votat 229 de parlamentari, iar 64 s-au pronunțat împotrivă. 6 deputați s-au obținut de la vot, iar unul a absentat. Dezbaterele din legislativul elen s-au desfășurat într-o atmosferă tensionată, în timp ce peste 13.000 de persoane protestau afară. Premierul român Victor Ponta a spus că este gata să-și dea demisia dacă următorul prim-ministru nu va fi din PDL și dacă va exista un acord semnat de șeful statului Klaus Iohannis. Totodată Ponta a menționat că ar vrea să-și ducă mandatul până la bun sfârșit. În prezent, acesta este inculpat într-un dosar de spălare de bani. Președintele francez François Hollande a declarat miercuri că au fost de jucate acte teroriste în această săptămână în Franța. Recent, la o rafinărie din sudul Franței au avut loc două explozii, fiind avariate două rezervoare, aflate la o distanță de 500 de metri unul de altul și conținând produse chimice. Detalii despre acest caz vor fi oferite în curând de Ministerul francez de Interne.
Fostul președinte al Statelor Unite, George W. Bush, a fost internat în spital miercuri după ce a căzut și și-a fracturat o vertebră cervicală. Starea fostului președinte american este stabilă, el fiind în afara oricărui pericol. George W. Bush are 91 de ani și este cel mai în vârstă dintre cei 4 foști președinți americani încă în viață. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a scăzut cu un ban și costă 20,87 lei. Dolarul american a rămas la valoarea de 18,94 lei. Tot la valoarea de ieri a rămas și leul românesc cotat cu 4,71 lei. Cu un ban mai mult are hrivna ucraineană cotată cu 0,86 lei, iar rubla rusească și-a păstrat valoarea de 0,33 lei.